FCM Dunăre are potențial, echipa gălățeană a demonstrat acest lucru în ultimele două etape de campionat. Președintele Auraș Brașoveanu vrea însă mai mult, adică încă trei succese în următoarele partide. Urmează tot 9 puncte din punctul meu de vedere, pentru că în următoarele trei etape întâlnim la fel echipe aflate pe poziții apropiate nouă, cu puncte care pot amenința poziția noastră, locul 8, deci fiecare joc este joc de 6 puncte. Câștigând aceste jocuri, atunci cu adevărat putem spune că un prim obiectiv și anume acela de a ne distanța de nisipurile mișcătoare a fost realizat, după care vom urmări în continuare să obținem toate punctele puse în joc pentru, mă repet, a ne clasa pe minim locul 6. Dunărea trebuie să treacă mai întâi de Dinamo 2 într-o partidă care se va disputa sâmbătă la București.